Se registrează, când apare bulina aia roșie, da? Acum se registrează. Ușor, când vii, să nu dai peste, dar pornim repede la treabă. Bună seara și bine ați revenit cu drama profilan cu probleme de matematică la geometrie. Clasa așa. Geometrie, da? Da. Problema 17 la pagina 147. 17 de la 147. ABCD pătrat. Deci în ipoteză ABCD pătrat. M se află pe AC. Deci M aparține lui AC. Astfel încât pe segmentul AC, așa încât MK congruent cu AB. MK congruent cu AB. Congruent cu AB. Și nu aparține lui CD, astfel încât CN congruent cu AM. CN congruent cu AM. AM. Să se arate că. Concluzie. În concluzie, da. Triunghiul MNB asemenea cu triunghiul ADB. MNB cu ADB. Da. Și că BN ori AB. BN ori AB. Ori AB. Egal cu DB. BN ori AB egal cu DB. DB ori MB. Ori MB. Da, ne-a predat teorema lui Menelaus și teorema lui Ceva. Ceva, da? Da. Bun. Trebuie să o folosim aici. Poate e nevoie să o folosim aici, da? Vă gândiți voi. Eu nu prea le-am înțeles. N-ai înțeles teorema? Trebuie, amândouă sunt coliniare. Și teorema lui Menelaus și teorema lui Ceva. Punctele sunt coliniare. La amândouă teoremele. Aveți manual să vedem teorema? Nu, ne-a predat aici, teorema lui Menelaus. Dacă M aparține lui AB și N aparține lui BC și P aparține lui AC, M, N, P sunt coliniare, atunci MA pe MB ori NB pe NC ori BC pe PA egal cu 1. Și nu trebuie să se repete. Deci, zice așa, teorema lui Menelaus, da? Da, Menelaus. Dacă e dat un triunghi ABC și 3 puncte luate în felul următor, adică 2 pe interior, luată și cealaltă pe a treia. Uite așa crezi. Da. Deci, M, N și pe 3 puncte, pe cele 3 laturi. Da. Vei spune acum pe 3. Păi uite, M pe latura AC, N pe AB și B pe BC. Atunci acestea sunt coliniare. Noi le-am luat coliniare. Sunt coliniare dacă și mai dea care loc un produs de 3 relații. 3 rapoarte. Deci, M și P coliniare, dacă și numai dacă, plecăm cu o literă. MA supra MK. Deci, refacem raportul. MA supra MK. Deci, MA supra MK. Egal cu? Egal cu A, nu supra NB. Nu. Nu, înmulțit mai adic. Înmulțit, așa. Înmulțit. Deci, atenție, adică m-a zis. MA supra MK. Deci m-am dus așa. Cu NB pe AN. Cu PC ori PC supra PB ori PC supra PB. Păi să nu, de ce n-am luat CA pe AM? De ce am luat mai AM pe MC? Urmărește-mă. Deci am zis MA pe MK. Am ajuns în vârful K. Fiindcă sistemul ăsta de rotație îl păstrez, ajung în vârful C Pe latura CB văd pe P. Și zic PC supra PB. Și de ce nu zic CB supra BB? Că așa am zis și la prima clasă. CB? Păi CB e latură. Da. Eu vorbesc de punctul de colinaritate. B. Că l-am luat pe M, A supra M, C. Pe M și acum caut punctul P. A, care e coliniar. Care e coliniar. Deci P. C supra P, B, P, C supra P, B, și am ajuns în B, și urmează celălalt punct. N, B, supra N, A. Ori N, B, ori N, B, supra N, A, egal cu 1. Da? Odată. Nu, ne-a dat-o altcumva, ne-a dat așa, că e MA pe MB, dar nu știu de ce. Deci și asta e și întrebarea. Nu era pe AB. Fiindcă M era pe AB. Și atunci se inversează... Eu plec de la cele trei puncte. Eu am notat în felul ăsta, dar voi trebuie să țineți logica, partea logică. Deci cum se formează rapoartele. Deci dacă notăm... Nu, da. Miruna. Vreau să înțelegi că așa cum este aici, dacă înțelegi mecanismul, merge foarte bine. Și mă scriu mai multe rapoarte. Că am plecat din punctul M. Da, puteți mai... M, A, pe M, C, da? Dacă ziceam M, C, pe M, A. Sau M, C, pe A, C, nu puteam? M, C, supra? A, C? Nu, păi, A, C e altă poveste, la Thales, nu ne amestecăm. Trecăm la punct și luăm stânga-dreapta. Deci, trecăm de la punctul care intră în colinaritate. Deci, punctele care intră în colinaritate sunt M, N și P. Ele sunt în centrul atenției mele. Și am plecat cu M. Dar pot să plec cu N. Dacă plec cu N, zic N, A pe N, B. N, A pe N, B. Atenție! N, A pe N, B. Hai să scriu. N, A pe N, B. Ori. Deci am zis N, A pe N, B. Ori. Ori. A, M, A. Nu. Am ajuns în punctul B. Caut punctul dintre cele trei. B, P, supra? P, C. Deci, P, B, supra P, C, ori. Am ajuns în C, M, pe M, A. Supra M, A. Ori C, M, supra M, A. Egal cu 1. Veți observa că sunt cele de aici, dar e înrăsturnat. N, A pe N, B. O vedeam. Ori P, B pe P, C. Da. Ori C, M pe M, A. Deci n-are importanță de unde plec. Dar trebuie să înțeleg partea logică. Să întrec Menelaus. Menelaus. Ceva imediat o spun, dar haideți să mai insist aici. Am plecat de unde am plecat? De la M. Acum suntem în N. Am plecat de la M, am plecat și la N, hai să plecăm și la P. Și azi zicem P, B, C. Păi ce P, B, supra P, C, ori. C, M, pe M, A. Corect. C, M, pe M, A. Ori N, A, pe N, B. N, A, pe N, B. Am spus aceeași lucru ca la prima. Este același lucru, sigur că da. Dar și important să aveți în vedere punctele care intră pentru colinaritate. Deci putem să plecăm de oriunde. De oriunde pleci, asta e. De la unul din puncte. Am plecat din M, din N și din P. Dar am zis P, bun. P, B, supra P, A, P, C. O bucățică pe toată cea întreagă. Deci mă refer la punctul ăla, la vârful triunghiului. Deci acolo trebuie bine. Puteam să zic și P, C pe P, B. Mai să fie P-ul, că din P plec. Din P plec. Și mă duc la vârfurile de pe latura, de pe dreapta respectivă și mă duc la vârfurile triunghiului. Dacă plec P, B pe P, C, am ajuns în C, repede caut alt punct de colinaritate. M, C supra M, A, mulțumesc cu N, A pe N, B. Închid. Da? Asta e teorema? Da. Asta e teorema lui Menelaus. Se demonstrează pe baza cui? Pe baza teorema lui Thales. Sigur, că dă paralele aceea pe acolo și se facă asemănări și merge treaba. Dar pe mine mă interesează mecanismul, ca să putem să aplicăm în probleme. Sunt probleme, noi am pus la punct din urmă niște tehnici de colonialitate. Una din tehnici de colonialitate era așa, unicitatea paralelă dusă printr-un punct exterior. Da? Ca să arătăm că trei puncte coloniale, unicitatea paralelă dusă printr-un punct exterior la o dreaptă. În paralogram, diagonalele acolo, că sunt jumătățeau, aveam noi șmecherii de celea. Unghiuri opuse la vârf. Am avut așa mai multe. Acum se adaugă, lângă toate tehnicile de colonialitate, și teorema lui Menelaus. Vă rog să mă notați. Scrieți asta. Deci spuneți așa. Tehnici de colonialitate. Tehnici pentru a arăta colonialitatea a trei puncte. Nu la două, cred. Nu spuneți la două puncte colonialitatea. Din două puncte, deci o dreaptă și mai unul. Tehnici pentru a arăta colonialitatea. Mai este deschis aici la... Nu mai este. Da, mai vreți apă? Mai este. Ridică, da, apa de jos, Miruna, că a căzut bine. Tehnici. Deci tehnici de, cum am zis, tehnici de colonialitate. 1. Unicitatea paralelei. Unicitatea paralelei dusă printr-un punct exterior la o dreaptă. Și vă rog să figurați ceea ce v-am spus acum, ca să înțelegeți. Dar acolo niște cuvinte spuse n-au nicio semnificație. Miruna, dacă e dat o dreaptă și am trei puncte, A, B și C, și mi se cere să arăt că sunt ABC coliniare, voi spune A, B, C coliniare, dacă și numai dacă A, B, AB e paralelă cu dreapta D și AC paralelă cu D. Iată că prin A am două drepte duse. AB și AC. Cum e una, înseamnă că AB și C e o singură dreaptă sau colonialitatea. Bine, am luat pe A ca fiind punctul frigă. Pe-ul o iau pe B. Ca să fie B, B înseamnă AB și BC. Sau C-ul. CA și CB. Și atunci, prin C, prin A, prin B, se duce o singură paralel și atunci am obligat să fie coloniale. Asta e una din tehnici foarte des folosite. Da? 2. Alte tehnici colonialitate. Unghiurile opuse la vârf. Congruente. Unghiurile opuse la vârf congruente. Știți planta? Vă mai amintiți. Am o dreaptă. D. Și vreau să arăt că punctele acestea A, B și C sunt coliniare. Ca să arăt că sunt coliniare, voi proceda în felul următor. Dacă arăt că unghiul A, O, A, B, mă, să zic aici, pe dreapta. Unghiul ăsta e congruent cu ăsta. Atunci că A sunt coliniare? Coliniare și terminată problema. Deci, cum va arăta? Că unghiul A, B, M, cu C, B, N, că de N, B și M sunt coliniare, că pe dreapta dată. Atunci le oblig pe să sunt paralele. Să fie coliniar, da? Asta e o tehnică, unghiul, tehnica reciproca teoremei unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Și? Și hai să o zicem mai, teorema lui Menelaus, că avem proaspătă, da? Teorema lui Menelaus. După ce am discutat asta, mi-a spus de povestea asta că Socrate a dat teorema asta. Am înțeles-o acum, în problemă vom aplica. Da. Că știu ce fac, cum trebuie văzut. Și trebuie să vedeți teorema lui Ceva. Teorema lui Ceva spune, e vorba de trei drepte duse prin vârfurile, prin ceviene, cum se numesc. Deci, Dacă M aparține lui AB, N aparține lui BC și P aparține lui AC, astfel încât A, N, B, P și CM sunt concurente, atunci MA pe MB ori NB pe NC ori PC pe PA egal cu 1. Iarăși. La fel ca... Ce mi-ai citit tu? Trebuie să prindem esențialul, băieți, copii. Să prindem esențialul din teoremă, ca să ținem minte și să o putem folosi. Deci dacă e dat un triunghi la întâmplare, oarecare, A, B, C și trei drepte care trec una prin vârful A și taie pe BC în mână, să zic. Cea din B taie pe asta în punctul pe AC în N. Și cele două sunt intersectate într-un punct, să spunem, I. Atunci, cea de-a treia care trece pe aici, chiar prin punctul intersecției, o taie într-un punct MNP, pe AB. Ei bine, cele trei drepte, BN, AM și CP, sunt concurente. Atenție, problema e concurența asta. Sunt concurente dacă și numai dacă. Deci, AM intersectează BN și intersectează CP, egal cu punctul I, da, egal cu mulțimea formată din I, dacă și numai dacă. Dacă și mai dacă. Se întâmplă următorul lucru. Plec tot așa, dintr-un punct din cele trei. P. Cum? Sau P. Poftim P. P A supra P B. P A P B. Supra P B. Egală cu B M P M C. Egal, înmulțit. Înmulțit, pardon. Cu B M P M C. Și înmulțit cu N C supra N A. Egal cu 1. Că am plecat din P. Dacă plec din N, A pe N, C, egală cu ori CM supra MB, ori PB supra PA, închide în A. Da? Egal cu 1. Sau plec din M. MC supra MB. Da. Cu PB pe BA. PB supra, mulțit cu PB pe BA, mulțit cu NA supra NC, face 1, poftim. Dar de ce face 1? Pentru că așa e teorema. Asta e teorema, dar se demonstrează. Asta se demonstrează pe baza teoremei lui... Thales. Nu, teorema lui Thales, dar pe baza teoremei lui Menelaus. Că de-aia s-a făcut de Menelaus. PA e mai mare decât PB? PA pe PB nu știu. Pic într-un loc acolo, nu știu cum. Da, deci prima am pus-o la nimerală. Deci am dus-o la nimerală, la nimerală și pe altă, datorită concurenței duc și pe asta prin punctul de concurență. Da, deci prima am pus-o la... Și dacă se întâmplă să cadă pe... Am pus fracția PA pe PB, ori BM pe CM, tot la nimerală. De ce am pus CM pe MB? CM pe? MB. Pe M, CM pe MB. Păi dacă am ajuns în B, imediat iau pe MB. Deci, ca același sens de rotație îl păstrez, Miruna. Da, da. Deci am zis PA pe PB. Am ajuns în punctul B. BM. Deci BM pe M. NC supra NA. Da, am înțeles. Da? Păstrez ca la Menelaus sensul de rotație. Insist încă o dată. Asta e miezul problemei. De la M se pleacă. M-B. Pe M-C. Pe M-C. Am ajuns în C. Ori. A-N. Nu A-N. De ce? N-C. Păi încă am ajuns C. Așa, C-N, da. Ori. Supra N-A. Da. Am ajuns în A. Am ajuns în A. Ori B-A pe P-B. Dar de ce nu putem să zicem A pe P-B? A, da, pot să zic A pe P-B. Dar eu ca să... Ții minte tu ideea că am ajuns în A și de acolo plec în părților. De asta zic AP. Am ajuns în A. Poți să zici și pe A. Nu-i problemă. Dar zic AP că am ajuns în A și continui sensul să-l păstrez, ca să nu cumva să greșesc. Deci dacă am luat-o în sensul ăsta, tot așa se continuă. Peste tot, da. Dacă e în sensul celălalt, depinde de unde e și închizi în partea aceea. Iată, dreptul să încep din N. Din A, N, supra N, C, ori C, M, pe M, B, ori B, P, pe P, A. Și am încheiat în A. Corect. Perfect. Asta sunt concurente, dacă și mai dacă ar lucra raportul ăsta. Da, sunt concurente, dacă și mai dacă are raportul ăsta. Acum să ne întoarcem la problema asta, după ce am discutat cu ea. Exact, e greșită. Hai să vedem. Dar de unde e greșită? S-ar putea să fie greșită. Eu că noi ne-am ocupat. Voi mi-a spus, am nevoie de Menelaus și Ceva. N-am înțeles-o. Și atunci v-am arătat conținutul teoremei, l-am înțeles și pornim la treabă. Ce spune? Un pătrat, da? Da. Fiindcă v-a predat așa, e de bănuit să fie pe baza acestor teoreme. Da, ori Menelaus, ori Ceva. Exact. Vreau să vă arăt că la, dacă folosim teorema bisectoare sau teorema congruența medianilor, se poate dovedi foarte repede că are loc raportul același, că face unul, ca un caz particular. Da, lăsăm asta cu alte discuții. Zice, un pătrat A, B, C, D. Deci pătratul ABCD. E mă aparține lui AC. Deci pe diagonala AC. Nu împutem, nu la mijloc, ca să nu fie vreo situație particulară. Iem de undeva. Dar zice nu oricum. Așa încât mc să fie cât AB. Adică o luăm cât AB, adică. Deci mc să fie cam așa cât AB, da? Aici să fie mă. Ce înseamnă că mâcâi cât AB? Înseamnă că triunghiul ăsta, dacă de AD te oprești, latura asta e cât asta. Înseamnă că MC este cât de C, nu? Triunghiul este isoscel. Iar nu-i pe CD, nu este pe CD, încât CN să fie cât AM. CN să fie cât AM. Cam așa pe aici. Nu-i jumătate. Vedeți? CN cât AM. AN. CN. Deci CN asta. Hai să vă figurez cu aici. Uitați așa. Asta de aici e cât asta. Și pe de altă parte mai am că albastru cu albastru. CN cu AM. CN cu AM. Să arătăm că triunghiul ANB, triunghiul ANB, uite triunghiul ăsta, ANB, este cu ADB. Cu ADB, nu. A, D, B. Nu, va să fie dreptunghiul ăsta. Deci A, D, B. Și Miruna avea dreptate. Deci A, D, B nu e între discuții, că trebuie un dreptunghi. Da, și n-a niciun dreptunghi acolo. Și aici A, N, B, n-a niciun drept în A, N, B. Deci este o prostioare. Poate altceva, Miruna. Hai să descoperim ce alt triunghi ar merita. A, D, N. A, B, M, tot cu A, B, N, să meargă? Trebuie să ne gândim. A, D, B, cu D, B, C. A, D, B, A, D, B, cu D, B, C. Asta e prea banal. Oricare. A, D, B, cu alt triunghi din pătrat. Ceva mai greu. Ceva mai interesant trebuie să fie. Eu mai citește problema, poate eu greșeam. A, sau ăsta, că... Mână B, zice. Mână mână B. Ah, da. Am ieșit aici. Foarte bine că am existat. Deci mână B, așa, Miruna, da? Da. Asta de aici, mână B. S-ar putea că asta e plus mână B cu? Nu știu să ai cu coadă B? Da. Nu prea bine. Nu, nu vine să cred. Cu coadă B nici mie nu vine să cred, nici. Nu. Greșeală de tipar. E una aici. Cred că ei vor să zică mână B. Cine acela? Mână B cu... Stai să mă uit eu mai bine, cu AMD. Da, mână B cu AMD, domnul profesor, dacă facem exact figura, cam sunt. Să știți. Mână B? Cu ADB, da. Cu ADB? Da, pentru că B mână are 90 grade. De dacă ne minți. Nu, stai să vedem. Hai să insistăm totuși. Deci, Miruna, tu spui că triunghiul ăsta pare să fie dreptunghic. Iar vrea să fie chiar dreptunghic isosceală. Că ăsta ADB e dreptunghic isosceală, fiindcă AB e cât AD. Aici ar trebui ca mână să fie cât MB, să putem dovedi asta. Și cum ne interesăm dacă unghiurile acelea sunt de... Visăm să te luăm două triunghiuri. Congruente. Visăm să luăm două triunghiuri și triunghiile ar fi... În care se intre una mână, AD. Și în alta se intre MB. Deci unul să fie mână, alta MB și triunghi. Mână C cu MBC. B, M și B, M, C. Deci să luăm triunghiile mână C și... Mână C și... Și MBC. Fii atent că albastru-albastru. Albastru-albastru, aia mă tentează, nu? AMB. AMB. Deci dacă reușim să arătăm că AMB este cât mână C, Miruna, atunci și mână, ar să fie cât? Deci dacă avem baftă. Păi avem C cu AB. Deci atunci și asta va fi cât asta la fel, da? Da. Doar dacă avem. Dacă avem congruența, să vedem. Păi noi știm că AB e paralelă cu... Nu, dar știm că AB e cât MC. De unde e? Din ipoteză. AB cât? MC. MC. MC, da, are dreptate că MC este cât de cât. Știm când cât am. Deci Miruna spune asta de aici cât asta de aici, la cele două triunghiuri. Știm AM cât MC. AM cât MC din ipoteză. Da, și știm unghiul MC cu BAM, pentru că sunt paralele și sunt altele interne. Adică unghiul de ăsta de aici, Miruna, e de 45. Da. Și ăsta e tot de 45. Nu? Da, da. Când am dus... Așa, alternitele vă spui, altfel într-un pătrat, diagonal, în parte unghii și bisectoare, toată povestea. Deci, pe scurt, cele două triunghiuri care le iei în pătrare, ăsta și cu ăsta. A, bă, e cât mult, ce-am demonstrat noi cu? Am demonstrat că triunghiurile A, M, B și cu N, M, C sunt congruente. Da. Și dacă sunt congruente, înseamnă că și toate elementele sunt congruente, două câte două. Da. Adică o să spunem foarte repede că avem MB e cât MN. Da. Și atunci triunghiul MN-B este isosceală. Și dacă mai arătăm că unul de unghiuri este de 45 de grade, rămâne să fie dreptunghic. Da. Și dacă e dreptunghic... De 45 de grade. Asta îmi trebuie, de 45 de grade. Dacă arăți că asta e de 45 de grade, gata. Dar e problema. Unul din unghiurile acelea. Ori ăsta de jos, Miruna. Unde zi mai bine? Deci, trebuie să arătăm că unghiul ăsta s-a vărsat de 45 de grade, când ne întreba. Am folosit că mă este cât când, da. Să arătăm că unghiul ăla de 45 de grade, că tu spuneai că acum sunt șanse foarte bune ca unghiul ăsta să fie 90 de grade. Și atunci, unghiul A, B, D, e dreptunghic, isoscel, merge cu M, N, B. Problema are sens acolo. Păi și A, C, B are 45. A, C, B. C, B. Da, păi știu asta, din pătrat. Da. 4 și 6 știu. ABC are 90 de grade. A, B, C. C, 90 de grade, sigur. Dacă demonstrăm că ABM plus C, B, N dau tot 90, ar fi deci vecinile lor. Da. Dacă râzi că vecinii lor fac 90 de grade, iar și da, ești fericită. B, C, N are 90. B, C, N, 90, da. B, N, C. Știm cât are B, N, C? B, N, C, nu știu. Păi hai să aflăm cât are B, N, C. Hai, hai. Se întâmplă ceva cu... Miruna și Goadi, eu cred că unghiul ăsta de aici, hai să notăm unul ăsta, de unul numai până atât, e cât ăsta de aici, unul. De ce? Și eu vreau la fel, da. A, da, pe, dacă unim B cu D, atunci ar fi drepte paralele și... Nu, pentru că am congruent cu AM, D, A cu D, B și avem... Triunghiul este luat în discuție AM, B și cu AM, D sunt congruente. Deci am, dacă luăm pe AM, B și cu AM, D, sunt congruente și dacă sunt congruente triunghiurile, toate elemente sunt congruente. Atunci unul e cât unul, da? Da. Asta înseamnă că latura asta e cât asta de aici. Și atunci îmi permis să spun tot, așa să o notez. Că noi am arătat că M, B e cât mână. Da. A, și acum, da, D, M e cât M, B. Da, și acum D, M congruent cu mână. Deci, ăla e triunghi isoscel. Triunghi isoscel, da. Deci, niște unghiuri acolo trebuie. Hai să facem efortul, să arătăm niște unghiuri acolo. Acum să facem efortul, să vedem cum ne apropiem în continuare. Deci, unghiul ăsta 2, adică 2 de aici, da? 2. Cred că 2-ul e congruent cu... Da. 1 plus 2? Dacă am demonstrat că bună că e de 45. Care? B-n-C. B-n-C. Ăsta, dacă ar fi de 45, vrei să ceri tu. Da, da, nu cred. Nu cred, nu este. Pentru că M-n-B... Dar nu e isoscel, adică asta nu e cât asta. Da. Deci pic asta, nu e de 45, e mai mare de 45. Trebuie să facem. Noi o facem, Miruna, să vedem cum. Deci unghiul de aici așa, ăsta, e cât asta așa, din triunghiurile înainte. M, B, N nu e congruent cu A, M, B? Care? B, M, A cu B, M, N? B, M, A. Ca B, A, nu, da, au M, B latură comună, unghiul 45 și au și mână cu M, B. N-am urmărit, te rog să reiei cu dată. Au A, M, B cu N, M, B. A, M, B. B. Cu N, M, B. Cu N, M, B. N, M, B. Vrei să spui că trebuie să sunt congruente? Da. Păi nu poate să fie. Păi are latura... Păi ăsta îl așteptăm să fie 90 de grade, Miruna. Noi îl așteptăm să fie 90 de grade. Oare nu? 3 ori 9, 27. N-ar mai fi, părinte. Dar hai să zicem așa, Miruna. Mai facem o chestie. Dacă vom arăta că unghiul ăsta de aici albastru, din 90 de grade după care umblăm noi nebuniți. Vrem să rămână asta cu albastru din 90 de grade, da. Adică B, M, N, 90. Să rămână B, M, N din 90 de grade. Spune-mi. Ei bine, dacă AD vom arăta că celelalte unghiuri adunate toate în jurul punctului fac... 120. 300. Mai puțin de 360 cu 90, adică să fie... 270. 270, da. Nu? Da? Că 30 cu 60, 90, da? Deci dacă m-am arătat că ăsta plus ăsta plus ăsta micul fac 270 și nu rămâne decât să fie de 90. Adică de două ori ăsta de aici. Vezi ăsta, Miruna, și cu vecinul sunt congruente, am arătat, da? Da. Deci de două ori ăsta și cu ăsta de aici, dacă arătăm fac 270, suntem fericiți. Unghiul MDC nu e egal cu unghiul MBC? Da, da, a spus că... Stai puțin, MDC... MDC... DK... Cu MBC? Cu MBC. DK, adică ăsta de aici, da? Da, doiul cu MBC. Cu MBC. MBC. Sunt egale. De ce? Deci ăsta tot cu ăsta tot? Pentru că 1 plus 2 dă 90 și 1 plus 3 dă tot 90. Deci 3 egal cu 2. Înlotăm pe unghiul MBC cu 3. Hai să vedem o idee bună. Tu zici așa, 1 plus ăsta tot fac 90, dar 1 și cu ăsta fac 90. Deci ăsta tot de aici, M, D, B, și ăsta tot de aici, tot 2 trebuie să-l luăm, nu? Deci ăsta tot este 2. Așa, până aici. Deci, adică spunem, 1 plus ăsta fac 90, da. Pe de altă parte, 1 plus 2 fac iarăși 90. 90, da. Și atunci Miruna spune 2, 2. Da, triunghiul MCD a spus că e isoscel. MCD, n-a spus isoscel că e MCD. Cine a spus că e MDN isoscel? MDN, adică asta e cât asta și cât asta. Să vedem, să ne concentrăm pe chestia asta, să vedem dacă ne iese 2, 2, tot unghiul B, M, N. Tot unghiul B, M, N. Cu cine este egal B, M, N? Revenim, poate ne-am departat un pic de problemă. Deci, hai să arătăm așa, că unghiul ăsta așa, plus ăsta și plus ăsta micuțul, fac 270. Ăsta e obiectivul, nu? Ca să rămână ăsta cât? Până la 360, mai bine 90. Bine, păi zicem așa, de două ori A, M, D, de două ori A, M, D și cu plus D, M, N, trebuie să facă 270. Calculăm, da. Începem. De două ori măsura unghiului A, M, D, A, M, D, plus măsura unghiului D, M, N, măsura lui D, M, N, egal cu, muncim, egal cu de două ori. Cu cine este măsura lui A, M, D? A, M, D. Cu A... Egal cu 180 de grade, da. Minus 45 și minus unghiul 1. Nu așa vine? Deci unghiul A, M, D înseamnă 180 minus 45 și minus unghiul 1. Da. 2 pe lângă 145 minus 180 am zis, da? Da. 180 minus 45, câte? 235. Da. 135 minus unghiul 1. Cu rugăciune acolo, unghiul 1. Și se merge și așa, rotația asta. Plus măsura lui D, M, N. Care e 180 minus 2... 180 minus de 2 ori... Unghiul 2. Minus 2 de al de 2 căciuni. Bine? De două ori, doi Crăciun. Și egal mai departe, lucrăm. 2,135 e... 2,135 face 270, nu? Da. 270 minus de 2 ori 1, de 2 ori 1, 1, plus măsura, plus 180. 180 minus 4. Minus 2 ori 2, nu-i 4. Nu putem să mulțim 2 cu 2 ăsta. Că 2-ul ăsta e de 2 ori 2-ul. Nu știi putem. Deci minus 2 ori 2 Crăciun. Și egal cu 270 cu 180 face cât? 350. Hai să lăsăm așa. 270 plus 180, nu le-am luat. Minus 2 pe lângă, minus de 2 ori pe lângă, 1 Crăciun. Plus 2 Crăciunul, Miruna, că am scos pe minus în factor. Minus 2-ul. Da? Minus 2 pe lângă 1 Crăciunul plus 2 Crăciunul. Acum se calculăm. Dar 1 Crăciunul și cu 2 Crăciunul cât fac? Uitați-vă. 90. 90. Sigur că da. 90. Și egal mai departe cu 270 de grade plus 180 de grade minus 90 de grade. 180. Minus 180 de grade. 270. Face 270. Excepțional. Bine. Înseamnă că eu rămas ăsta altul cu albastru, e 90. Da. Deci măsura unghiului, zici mama, măsura unghiului. B, M, N este egal cu 360 de grade minus ăsta de aici. 200... Minus, hai să zicem, minus alfa. Da. Deci minus măsura lui alfa. Minus măsura lui alfa. Alfa am notat eu. AMD plus MDN. De două ori AMD plus DMN. Și egal cu 360 de grade. Minus măsura minus 270 de grade. Și legat de 90 de grade. Terminat. Bun. Și acum am aflat că ăsta e de 90 de grade. Știm că e și isoscel. Da, și de dreptunghi isoscel. E clar că e asemenea cu A, B, D, care e dreptunghic și isoscel. Bun. Da, deja era un punct. Așa, bun. Hai să redactăm, că acum noi am făcut... Da, am redactat. Da. Am redactat, dar n-am redactat faptul că triunghiurile astea sunt congruente. Trebuia să arătăm că asta e cât asta. Tot acolo e. Hai să o facem, hai să o facem. Că asta a fost importantă. Da, hai. Deci zicem, triunghiurile AMB, triunghiul AMB și cu triunghiul MNC, deci AMB, triunghiul AMB, este, cum am spus, că este congruent. Noi luăm triunghiul AMB și triunghiul MNC. Despre ele putem spune. Te rog, Adi, vorbește. Avem că AM e cât NC. AM congruent cu din ipoteză. NC din ipoteză. După aia avem deci ai zis AM cât NB, albastru-albastru. Da. MB. MK. Sau, da, MK. Este cât AB. MK este cât AB. MK congruent cu AB. Și deci au pe NK cât AM. Cealaltă latură MK e cât AB și unghiul dintre ele. Da, și măsura... Unghiul dintre ele e de 45 de grade, adică zic unghiul care e MCN. Unghiul MCN, te rog, Adi, să spui tu MCN. Unghiul MCN congruent cu unghiul MAB. Foarte bine, MAB, uite, îmi place că ești pe problemă, MAB. Și egal cu 45 de grade. Așa, și în paranteză spune că sunt 45 de grade, ca să vadă totul. Și acum, conform latură, unghi, latură. Conform lor, da. triunghiurile luate în discuție. Triunghiul AMB. B. Congruent cu triunghiul DMN. Cu triunghiul DMN. Și acum ne trebuie MB congruent. Din congruența asta rezultă că... Că MB e congruent cu MN. MB cu MN, corect. MB congruent cu MN. Și subliniem asta și lăsăm așa că... Și celelalte elemente se iau unghiile complete de două câte două. Asta ar putea să ne trebuie să facem. Dar nu ne mai încălzește. Deocamdată arăta că latura asta e cât asta. Pe de altă parte, ne trebuie și că ăsta e isoscelă. Pe partea asta de jos. Deci ea luăm triunghiurile A, M, B. E triunghiurile A, M, B. A, M, B. Și triunghiul A, M, D. Deci triunghiul A, M, B. Și A, M, D. Exact. Deci e triunghiurile A, M, B. A, M, B. Și A, M, D. Și A, M, D. Deci cele două putem să zicem ca așa, A, D cât AB, în pătrat. Da, A, D, congruent cu A, B, din ipoteză, A, M comună. Așa, A, M comună. Și mai iau... Că toată măsura unghiului de... Atenție, ăsta de aici, cât ăsta de aici, ca 45 de grade. Citește-l. Măsura lui D, A, M. D, A, M, da, măsura lui D, A, M. Egală cu măsura lui... M, A, B. M, A, B, da. Egal cu 45 de grade, da? Și atunci, conform cazului... Latură, unghiul, latură... Da. Lul. Triunghiurile A, M, B. Congruent cu triunghiul A, M, D. Și... toate elementele, adică M, D. Deci rezultă că M, D, congruent cu M, B. Congruent cu M, B. Asta ne trebuia nouă. M, D, congruent cu M, B, subliniem. Am avut și, am demonstrat că M, B e și congruent mai departe cu cine? M, B, cu mână. Cu mână. Și toată povestea este rezolvată, pentru că triunghiurile acestea isoscele ne-au condus spre ceea ce a însemnat șansa de a arăta că unghiul ăsta e de 90 de grade. Și am arătat că ăsta e de 90 de grade prin calculul pe care l-am făcut. Deci merită experiența asta păstrată. Noi ne-am căznit foarte tare să arătăm cu unghiul de 45. Hai să spunem și pe asta. Deci ce am dorit noi să arătăm în prima fază? Că unghiul ăsta de aici, unghiul ăsta de aici e 45 de grade. Ori ăsta, ori ăsta. Nu ne-a ieșit. Și atunci ne-am întors înapoi și am zis, bă, hai să arătăm direct că ăsta e de 90. Adică ce e prin prejurul lui să fie de 270. Da? Am zis, hai să ne străduim să arătăm că prin prejurul e 270. Bun, din prin prejur cine este? Este ăsta care e un congruent de ăsta cu ăsta. Ar însemna că de două ori ăsta, plus ăsta, să facă 270. Da. Și de dar ăsta cu cine este egal? Cu 180 minus 45 și minus 1. Dar ăsta cu cine este egal? 180 minus de 2 ori 1. De 2 ori 2, pardon. De 2 ori unghiul 2. Și am scos pe 2 în factor și 1 plus 2 fac 9. Și a ieșit problema foarte frumoasă. În final am arătat că cele două triunghiuri acum, deci ca să ne ducem, fie triunghiurile despre care avem, fie triunghiurile care ADB, triunghiul ADB și triunghiul ADB și B, M, N. Ca să finalizăm. ADB trebuie să scrii ADB și M, B, M, N. Și M, B, N. Despre cele două triunghiuri poți să spui că au unghiul B, M, N. Dovedim muncit de noi. B, măsura lui B, M, N. Egală cu măsura lui B, A, D. Măsura lui B, A, D și egal cu 90 de grade. Da? 90 de grade. Și cum și isoscel, sunt isoscele, deci înseamnă că știm A, B, D și B mână isoscele, cu un unghi de 90 de grade, gata, conform unghiunghi. Vă amintiți, unghiunghi. Două triunghiuri care au... La ce se folosesc cu unghiunghi? Pentru asemănare. Așa de... Da? Conform unghiunghi. Triunghiurile luate în discuție, adică rezultă că triunghiul, vorba de ADB, este asemenea cu triunghiul MBN. Și asta am avut și de demonstrat. Asta am avut de demonstrat. Abia acum am demonstrat punctul 1. Atenție la problemă, n-am demonstrat punctul 2. Numai punctul 1. Dar, ca de fiecare dată, insist pe ce, cu ce rămânem. Adică, cu ce rămâi la problema asta? Care, cu ce câștig? Că dacă nu am făcut-o și am trecut mai departe și n-am sesizat nuanțe și lucruri de finețe, n-am făcut nimic. Ce trebuie să reținem aici? Dacă nu mergi soluții, trebuie merge pe acțiune. Da. Așa. Faptul că nu ne-a mers chestia cu unghiul ăsta din 90 de grade și... Da? Era că pe ce să abandonăm problema. Numai că Miruna a insistat și a spus din figură mi se pare că unghiul ăla chiar 90 de grade. Că, dacă măsuram și eu foarte atent toată povestea asta, și la mine a fost mai ușor vizibil, da? Tu ai făcut-o cu mai riguros și ai spus că da, pare de 90 de grade. Și atunci eu spuneam, cum să fie A, B, D cu ăsta, să fie prima dată, asta a fost reacția, trebuie să o mărturisesc. Deci cum să fie asemenea? Mai întâi trebuie să fie isoscel. Nu-i nimic. Am muncit și am arătat că mă n-ai cât mă bă. Isoscel este. Dar trebuie să fii 90 de grade. Aici am muncit. Cum am demonstrat noi că ADB e cât MNB prin ce unghiuri? Ăla din 90 și ăla din 90. Că sunt asemenea, nu? Da, da. Păi, dacă 90 și 90 știam, nu? Da. Și sunt și isoscele. Adică celelalte două unghiuri de 45. Da, numai că n-am dat linia DB. Ai linia? DB. DB. A, dar nu mă interesează. Știu că triunghiul ăsta este dreptunghi isoscel. 645 de grade, Miruna. Dacă ăsta e de anii 90, nu încape discuții. Și acum de asta de să ne dăm cu B la următoarea. Ne trebuie de B, nu? Da, da. Așa. Să vedem, Miruna. E destul de încărcată figura, dar înainte a șterge, vreau să văd ce-mi intră aici. Bână cine este? Bână, latura triunghiului ăsta. Oreabă. Latura triunghiului celălalt. DB. A, trebuie să scriu asemănarea triunghiului de aici. Deci scriu asemănarea și sigur găsim raportul. Sunt laturile triunghiurilor respective. Deci din faptul că sunt asemenea. Deci din faptul că sunt asemenea. Scriem. Raportul de asemănare. Deci este că, adică hotărâm, la numărătura ADB. Da. ADB. Supra. Supra. Triunghiul MBN. MBN. Egal cu și virgulă. Da. AD supra. Egal cu DB supra. DB supra. Egal cu AB supra. Păi ai zis AB. AD ai zis. AD am spus. Așa, AD, DB am scris prost. BD. Nu. Dar deci AD, DB și AB. AB, așa. Ștergem figura. O secundă. Nu. Dumneavoastră trebuie relația. AD. AD supra cine? Unde e AD? AD se uită spre unghiul B. AD, unghiul B de 45 de grade. Unghiul de 45 de grade se uită spre B, unghiul celălalt. DK. Deci ori MB. Supra MB. BD. Supra BN. BD se uită spre unghiul de A, deci BN. Și Rabână, eu scriu ce îmi spuneți voi, da? Și mână la final, că e... Da, da. Mână. Și acum avem bână, o rabă. Bână. O rabă ăsta. Da. Egal cu bd ori mb. Bd ori? Mb. A, dar mână e congruent cu mb, deci gata, că m-am gata, asta. Sigur că da. Finish problema. Deci, în loc de mână, pot să spun mb, nu? Da, și restul de așa. Este acolo. Deci de aici, din ultima relație s-a făcut, da? Zic așa. Egal cu AB supra MB. Da, și voi zice DB ori mână. DB ori mână. BD ori MB. Ori MB, că pot să spun, da, deodată. Sau ziceți MB, congruent cu mână. Da, eu asta am făcut. DB ori? MB. MB egal cu BA. BA ori AB. Și am demonstrat și pe asta. Da? Deci, vedeți, după ce am scris asemănarea, trebuia să scriem toată povestea. 55. Da, oprim dată, mai să punctăm totuși câteva chestii. Deci la problema aceasta. Punctul B a fost o banalitate, am scris raportul de asemănare și am terminat. Deci, atenție multă. Când avem o problemă, trebuie să facem figura cât se poate de corect. Să zice, o figură corect făcută este probleme pe jumătate rezolvată. Era cât pe ce să o părăsim, că e o greșeală. Tu ai spus, nu, pare să fie adevărat. Și a fost bine. Ne-am servit să arătăm că unghiul ăsta de 45 de grade sau ăsta de aici, nu ne-a mers deloc. Aici a fost, merite să reținem așa. Alte soluții, nu? Deci, cu ce ai tu la îndemână, nu poți să te miști. Atunci altceva. Ca să fie ăsta de 90 de grade, că ăsta e obiectivul. A, vei unghiul din jur să fie, nu? Că tot am arătat noi că este o scelă, ăsta este o scelă, deci sunt șanse. Da? Am învățat chestia asta, reținem. Mergem mai departe, altă problemă. Opere. Opere, da.